După ce pesta porcină a făcut ravagii în fermele românești, acum o altă boală amenință România, pesta micilor rumegătoare. O boală fără tratament, care evoluează rapid și care afectează oile și caprele. Maladia își arată colții la granițele țării, în Bulgaria, dar încă în țara noastră nu s-a înregistrat niciun focar de boală. Cu toate acestea, crescătorii de animale sunt deja speriați, iar autoritățile sanitar-veterinare au intrat în alertă. În Cluj, inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au făcut deja o simulare într-o fermă cu circa 400 de oi și au respectat exact procedurile care se fac atunci când e confirmat un caz de boală. Au identificat fiecare oaie, au luat probe de sânge și au instituit măsuri de protecție în fermă. Mai multe detalii despre ce înseamnă aceste simulări aflăm de la directorul DSVSA Cluj, Ioan Oleleu. Simularea a fost efectuată în comuna Apahida, un proprietar cu 450 de capete, care în urmă cu câteva zile a observat la doi berbeci o stare de îmbolnăvire. Ulterior s-a intervenit, recoltări de probe, tot protocolul, confirmarea, a fost activat Centrul Local de Combatere a Bolilor, s-au stabilit măsurile necesare și totodată a fost aprobat planul de măsuri de intervenție în focar. Boala se transmite cu ușurință, spun specialiștii. Aceștia le recomandă fermierilor să țină animalele închise și să fie atenți de unde își cumpără alte animale, de exemplu. Sursa principală de infecție a bolii sunt animalele bolnave, animalele care sunt contaminate. Apoi intervin și celelalte surse secundare de infecție, cum ar fi ustensilele, oamenii, animale care sunt purtătoare, dar nu fac boala. Ea este foarte importantă din punct de vedere economic, nu există tratament, iar pierderile se concretizează prin sacrificarea efectivelor de ovine afectate și, nu în ultimul rând, restricțiile care se impun din punct de vedere al circulației ovinelor și caprinelor vii, consemnându-se din acest punct de vedere pierderi economice importante pentru crescătorii de animale. Deocamdată, târgurile de animale nu sunt închise, însă inspectorii sanitar-veterinari spun că vânzarea animalelor se poate face doar dacă medicul veterinar eliberează certificatul medical care atestă că oile sau caprele sunt sănătoase. Fermierii sunt sfătuiți ca în cazul în care observă semne de boală la oi sau capre să anunțe imediat medicul veterinar pentru a evita răspândirea unui posibil focar de boală. Thank you.